și bine v-am găsit! Sunt Ionela Gherghe și vă invit să urmărim împreună știrile GDS. În sfârșit a venit cu adevărat vara și odată cu ea și canicula. Ce temperaturi extreme îi așteaptă pe locuitorii Olteniei, vă spunem imediat în jurnal. Dar până atunci să vedem principalele titluri ale ediției. Noaptea de 31 iulie spre 1 august a fost una cu ghinion pentru mai mulți locuitori din Țuglui. Ce li s-a întâmplat, aflați la știri. Nu au trecut nici 3 ani de când băncile, coșurile de gunoi și stâlpii de iluminat au fost schimbate în Parcul Romanescu, iar autoritățile vor să le înlocuiască. Detalii în jurnal. CFR Călători încearcă să le facă românilor mai ușoară mini-vacanța de Sfânta Maria. Ce avantaje vor avea craiovenii, vă spunem în jurnal. Noaptea de 31 iulie spre 1 august a fost una cu ghinion pentru mai mulți locuitori din Țuglui. Asupra comunei Doljene s-a abătut o ploaie torențială, iar furnizarea cu energie electrică s-a întrerupt timp de câteva ore. La revenirea curentului, peste 10 televizoare și 2 calculatoare ale unor locuitori s-au ars. Păgubiții s-au adresat la CES, dar nu au știut că trebuie să o facă în termen de maximum 3 zile pentru a putea primi despăgubiri. O fluctuație de curent i-a lăsat fără televizoare și calculatoare pe mai mulți locuitori din comuna Doljană Țuglui. S-a întâmplat în noaptea de 31 iulie spre 1 august, când din cauza unei furtuni s-a întrerupt furnizarea cu energie electrică, apoi curentul a revenit în case la o intensitate mai mare. Peste 10 păgubiți și-au desemnat un reprezentant care a mers la compania furnizoare de energie electrică CEZ cu cereri pentru a primi despăgubiri. Lejeritatea cu care au tratat problema, dar și faptul că reprezentantului s-au cerut actele tuturor păgubiților în original, a făcut ca termenul de 3 zile impus de CEZ pentru astfel de cereri să fie depășit. Acum oamenii așteaptă în zadar să primească despăgubiri. Mi-a zis că trebuia să depună 3 zile, după aceea a doua afirmație și a doua, cum să vă zic, idee negativă care mi-a transmis a fost că de ce nu l-am anunțat noaptea. Și eu i-am spus că n-am avut curent în telefon, cum să o anunț dacă n-am avut curent și mobilul era neîncărcat. Deci trebuia să o anunțăm personal. Să ducem cele 3 zile condiție și să anunțăm personal în noaptea aceea, dacă dormeam, cum anunțam? Oficiul județean pentru protecția consumatorului Dolj a confirmat faptul că reclamanții ar fi trebuit să depună o cerere pentru a primi despăgubiri în termen de 3 zile. Trebuie să se adreseze oamenii pentru a obține despăgubiri în cazul calamităților. Conform contractului care este încheiat de către fiecare dintre consumatori cu furnizorul de energie electrică, respectiv CEZ România, în primă instanță, consumatorul trebuie să se adreseze în termen de 3 zile la conducerea CEZ, cu o adresă scrisă în care face precizarea cu daunele care presupune dumnealui că s-au cauzat de defecțiuni în sistemul electric. Dacă dumnealui, un consumator, nu face această sesizare în termenul legal, deja este un aspect care ține de contract și instituția noastră nu mai poate să-l ajute. Reprezentanții CEZ au fost contactați pentru un punct de vedere oficial cu privire la problema apărută la Țuglui, dar deocamdată nu au răspuns. Nu au trecut nici 3 ani de când băncile, coșurile de gunoi și stâlpii de iluminat au fost schimbați în Parcul Romanescu, iar acum administrația locală vrea să instaleze altele noi, parțial cu bani de la bugetul local. În tot acest timp, în celălalt mare parc al orașului Tineretului, multe bănci și coșuri de gunoi au dispărut fără ca primăria să pună altele în loc. Cei mai mulți dintre craioveni nu sunt de acord cu ideile administrației locale. În aceste condiții trebuie să se descurce craiovenii care vor să bea o gură de apă după o plimbare în Parcul Tineretului. Asta la fântânile care încă mai au apă, pentru că cele mai multe parcă au secat. Iar băncile au devenit tot mai puține în această oază de verdeață a Craiovei și nimeni nu le-a înlocuit. La fel se întâmplă și cu coșurile de gunoi și capacele de la gurile de canal sunt la mare căutare. Băncile au fost rupte și sunt în depozit la reparat, spunea în urmă cu 5 luni directorul Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public din subordinea primăriei, Florin Lungu, care acum nu ne-a mai dat niciun răspuns despre acest subiect. Un domn a fost martor la unele distrugeri care au avut loc în acest parc la leagănele pentru copii. Acum 2 duminici
S-au suit câteva fete mai de vreo 19-20 de ani, așa. Deci dumneavoastră ați prins în direct, să zic așa. Da, și s-au rupt două bride de sus. În parcul Romanescu altfel stau lucrurile. Aici totul se transformă, se modernizează până și ceea ce a fost schimbat în urmă cu nici 3 ani. Administrației locale nu-i mai plac actualii stâlpi de iluminat de pe marginea aleilor. Nici băncile și nici coșurile de gunoi nu mai sunt în ton cu vremurile, chiar dacă majoritatea sunt în stare foarte bună. Ideea nu pare una pe placul craiovenilor. Nu e bine că sunt bune și astea, de ce să mai arunce niște bani. Alte investiții, mai bine ar face niște locuințe sociale pentru tineri. Dacă vor să cheltuiască niște bani, să cheltuiască cu folos, nu în felul ăsta. Pentru că stâlpii ăștia care i-au pus și nu de mult sunt puși, sunt valoroși. Avem lumină, avem tot și băncile sunt excepționale. Sunt destul de bune deocamdată. Bine, mai sunt unele să le mai repare, că mai sunt rupte din ăștia, din blană. Proiectul care ar trebui să dea o nouă față parcului Nicolae Romanescu prevede stâlpi de iluminat ca în anii 1900, în genul celor deja instalați în centrul istoric și bănci din fontă. Municipalitatea va plăti, de la bugetul local, 15 milioane de lei, pe lângă cele aproape 50 de milioane din fonduri europene pentru a face parcul Romanescu, așa cum a fost el odinioară gândit de arhitectul francez Edouard Redon. CFR Călători încearcă să le facă românilor mai ușoară mini-vacanța de Sfânta Maria. Astfel, în zilele de 15, 16 și 17 august, va suplimenta numărul trenurilor aflate în circulație. Printre acestea, vineri, 15 august, în ziua de sărbătoare legală a Domnului Maicii Domnului, va circula suplimentar un tren care va pleca din Craiova spre Valea Jiului, Mănăstirea Lainici, pentru cei care doresc un pelerinaj în această zonă. Este vorba de trenul Regio 2085 cu plecare din Bănie la ora 14 și 15 minute. Acesta va opri la Filiaș la ora 15 și 13 minute și va ajunge la Petroșani la ora 18 și 33. La retur, garnitura va pleca din Petroșani la ora 19 și 15 minute și va ajunge la Craiova la ora 23 și 36 de minute. CFR Călători a mai anunțat că agențiile de voiaj nu vor avea program de lucru cu publicul în data de 15 august. Investitorii au început să fie atrași de zona podului Calafat Vidin la un an de la darea în folosința acestuia. Astăzi a fost inaugurată la jumătatea distanței dintre Craiova și Calafat o modernă stație de benzină, motorină și GPL. Investiția se ridică la 500.000 de euro plus TVA. Suma vine exclusiv din surse proprii, iar stația PECO se adresează conducătorilor auto care circulă către Bulgaria și Grecia și în sens invers prin punctul de trecere Calafat Vidin, dar și agricultorilor. Cei care merg spre Bulgaria și au de gând să treacă pe podul Calafat Vidin nu trebuie să se mai teamă că vor rămâne în pană de carburant. La jumătatea distanței dintre Craiova și Calafat s-a inaugurat o stație de benzină, motorină și GPL. Cu această ocazie au fost create 15 locuri de muncă, iar cei mai mulți dintre angajații stației sunt locuitorii ai comunei Perișor. Investiția se ridică la o jumătate de milion de euro, bani care provin din surse proprii. Stația de carburanți Azalis Gaz le va fi de folos și agricultorilor, o spune chiar proprietarul ei. Pe măsură ce campania agricolă avansează, stația fiind într-o zonă preponderent agricolă, consumurile de motorină, cel puțin, vor crește substanțial. Ce cifră de afaceri estimați într-un an de zile de la inaugurarea acestei stații? Așa cum am spus mai devreme, fără să știu valoarea traficului, nici cifra de afaceri nu o putem preconiza acum. Pentru un locuitor din Perișor, primul loc de muncă din viața sa a venit odată cu deschiderea stației de carburanți. Sunteți angajatul acestei stații de benzină? Da. Este primul serviciu al noastră? Da, este primul serviciu al meu. Sunteți de aici, din Perișor? Da. Ce vârstă? 26. Mulți înainte. Câți oameni aveți în subord? 10 oameni. Ce înseamnă un loc de muncă astăzi într-o comună doljană? Înseamnă foarte mult. Înseamnă foarte mult. Stația comercializează benzină 95-98, motorină, motorină cu debit mărit pentru tiruri și GPL și este prevăzută cu parcare pentru autoturisme și tiruri, dar și cu pompe moderne. Aici există un magazin general și o zonă gastro cu produse de patiserie și sandvișuri. După o lungă perioadă în care a plouat și a fost o vreme neobișnuit de rece pentru această perioadă, putem spune că în sfârșit a venit vara și odată cu ea și canicula, temperaturile din ce în ce mai ridicate din ultimele două zile i-au supărat pe mulți, însă asta nu e tot. Ne așteaptă nopți tropicale, până joi canicula va pune stăpânire pe Oltenia, iar temperaturile vor ajunge chiar și la 37 de grade Celsius.
Variațiile de temperatură din aceste zile au creat în ultimele săptămâni mari probleme persoanelor meteosensibile. După mai multe săptămâni în care ploile și vremea rece ne-au dat bătăi de cap, putem spune că în sfârșit a venit cu adevărat vara. Și nu putem spune că e vară dacă nu e caniculă. Astfel, începând de astăzi și până joi, inclusiv meteorologii spun că vom avea parte de zile extrem de călduroase. Mâine și poi mâine va fi foarte cald. Vârful valului de căldură din această vară se atinge mâine. Cerul va fi variabil mai mult senin în cursul nopților, vântul va sufla slab până la moderat, temperaturile maxime de mâine se vor încadra între 32 și 37 de grade, poi mâine între 31 și 36 de grade. Începând din noaptea de joi spre vineri, un proces de răcire a vremii se va declanșa. În prima etapă, răcirea va fi slabă, astfel că vineri vom avea maxime de temperatură până la 33 de grade, iar sâmbătă până la 32 de grade. Răcirea va fi mai bine vizibilă duminică, când maximele de temperatură se vor încadra între 25 și 30 de grade. Odată cu această răcire, izolat, se vor semnala și ploi slabe. Specialiștii spun că organismul se apără de căldură prin transpirație, iar din cauza ploilor, umiditatea este mare, iar corpul nu poate transpira. Astfel apare disconfortul termic, iar temperatura resimțită de om este mult mai mare. Chiar și așa, sunt mulți care nu țin cont de sfatul specialiștilor și se plimbă la ore nepotrivite, fără a se proteja de razele soarelui. Cu pălărie, cu lichide, cu de toate. Dar știți orele la care nu ar trebui să ieșiți din casă? Eu știu, dar am avut o problemă și... Ce sfaturi aveți pentru oameni? Ce sfaturi am să fie, să se protejeze, să nu meargă prin căldură, să nu mănânce grăsimi, să nu facă abuz de băutură și altele, eu știu. Mai bine să stea în casă, care sunt bolnavi. Restul mai bea apă, lichide, multe, până la 2 litri, chiar mai mult. S-au închis în casă. Dar știți orele la care nu ar trebui să ieșiți pe astfel de vreme afară? De la 12, încoace. Și cum știți că ar trebui să vă protejați de căldură? Ce sfaturi aveți pentru oameni? Șapca în cap, haine subțire și la umbră. Stau în casă, logic. Dar orele la care nu ar trebui să ieșiți pe astfel de vreme afară, le cunoașteți? Probabil că sunt între 10 și 4-5 seara, 16-17 seara. Și ce sfaturi aveți pentru oameni? Cum ar trebui să se protejeze pe... La strand, să bea multă bere și cam atât. Și apă, plată. În această perioadă este bine să consumăm mai multe alimente de origine vegetală decât animală. Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele care au probleme cardiovasculare. Pentru a trece mult mai ușor peste aceste zile caniculare, specialiștii ne recomandă să ne îmbrăcăm în haine deschise la culoare, din țesături naturale și să bem cât mai multă apă. Dar dacă totuși ieșim din casă, trebuie să ne acoperim capul și ochii de razele ultraviolete. 61 de apartamente din cartierul Craiovean 1 Mai vor beneficia de reabilitare termică în cadrul unui proiect de finanțare obținut de primărie. Apartamentele care se vor reabilita se află în blocurile M24, M13 și M15B de pe strada Dealul Spirei. Potrivit contractului, lucrările ce urmează a fi efectuate sunt izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea tâmplăriei exterioare, închiderea balcoanelor logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeților, izolarea termică a planșeului peste subsol și termohidroizolarea acoperișurilor tip terasă. Valoarea acestui proiect este de 1,9 milioane de lei, din care finanțare nerambursabilă este 1,1 milioane de lei. Urmează acum informațiile meteorologice. Caniculară în Oltenia în următoarea perioadă, la noapte, temperaturile nocturne vor fi mai degrabă tropicale și se vor situa peste 22 de grade Celsius în cea mai mare parte a regiunii. Vom avea chiar 24 de grade la Calafat, în timp ce la Craiova, Cetate, Drăgășani și Râmnicu-Vâlcea, temperatura va fi de 23 de grade. Mai liniștiți vor dormi locuitorii din Râmnicu-Vâlcea și cei din Slatina, pentru că aici, mercurul din termometre va urca doar până la 21 de grade Celsius. Mâine vom avea parte de o vreme caniculară. La orele după amiezii, disconfortul termic va fi accentuat în cea mai mare parte a Olteniei. Mercurul termometrelor va urca până la 35 de grade la Craiova, Calafat, Filiaș și Caracal și chiar până la 36 de grade Celsius la Corabia. Doar la Drăgășan, temperatura va fi ceva mai suportabilă și nu va depăși 32 de grade Celsius.
Știrile se încheie aici, sunt Ionela Gherghe și vă mulțumesc pentru atenția acordată. Urmează jurnalul sportiv. O seară minunată pe mai departe!